Grav accident de circulație pe DN7 în Bujoreni. Un microbuz care efectua curse pe traseul Dăiești-Râmnicu-Vâlcea s-a răsturnat aseară după ce a fost acroșat în mers de remorca unui tir care se deplasa pe celălalt sens. O tânără în vârstă de 26 de ani din comuna Dăiești a murit, iar alte 4 persoane, printre care și șoferul microbuzului, au fost rănite. Accidentul ar fi putut fi prevenit dacă șefii de la Drumuri Naționale ar fi aprobat mai devreme montarea de separatoare de sens pe acest segment de drum. Conducătorul unui autotir ce circula din direcția Râmnicu-Vâlcea către Sibiu, la kilometru 181 plus 700 metri, a pierdut controlul direcției într-o curbă la dreapta în sensul său de mers. Remorca, intrând pe sensul opus, în coleziune cu un microbuz ce circula pe direcția Brezoi-Râmnicu-Vâlcea. În urma impactului, microbuzul s-a răsturnat pe partea stângă. Accidentul s-a produs în dreptul localității Bujoreni, într-o curbă deosebită de periculoasă. 2 dintre victime au fost scoase din microbuz chiar de localnicii care au ieșit în stradă alarmați de zgomotul puternic. 5 victime, toate erau în microbuz, șoferul plus 4 pasageri. Dintre aceștia, o femeie se află în stare critică, cod roșu, multiple politraumatisme și comă, conform celor spuse de medicul după ambulanță. Celelalte 4 victime, dintre care și șoferul, cod galben, politraumatisme, dar conștiente. Cel mai grav era fata, o fată blondă, îi curgea sânge de prin toate părțile, ca la... deci, urât. Un băiat mi-a dat mâna, m-a oprit de sânge pe aici, m-a spălat. Iar unul i-am adus, când puteam să scot pe aici, pe partea asta, că era mai gras. Și l-a luat cineva în spinare și l-a dus și am pus o masă aici, să stea aici, puțin, să odihnească cu o pătură în spinare. Au durere? Da, foarte grav, foarte, da, da. Până a venit salvarea, până a anunțat cineva salvare, nu știu cine a anunțat salvarea de aici. Deci, cam asta a fost. Tânăra de 26 de ani a murit la Spitalul Județean de Urgență din Râmnicu-Vâlcea în ciuda eforturilor depuse de medici pentru a-i salva viața. Zona în care s-a produs accidentul este un punct negru de pe drumul național 7, iar oamenii care locuiesc în imediata apropiere spun că aici au avut loc mai multe tragedii. Accidentul acesta ar fi putut fi poate evitat dacă pe șosea ar fi existat separatoare de sens. În urma numeroaselor adrese întocmite de Serviciul Rutier Vâlcea, CNAIR a aprobat abia în acest an montarea de parapeți pe mijlocul drumului, dar lucrările nu au început până la această dată. Ați mai văzut așa ceva măcar atât? Păi aici, cum ne va să nu vedem așa ceva? În fiecare... Nu este iarnă, nu e primăvară, nu e toamnă, fără accidente și fără victime, că doar sunteți de aici și știți. Știm că aici este un punct negru de pe drumul național 7, frecvent au loc accidente. Ce măsuri se vor lua sau se vor lua până la urmă măsuri aici? În perioada următoare au fost efectuate demersuri pentru montarea unor separatoare de sensuri pe această porțiune de drum între kilometru 181 și 182. Deci Poliția Rutieră a solicitat CNAIR să intervină aici? Da, da, în repetate rânduri am solicitat montarea de separatoare de sensuri. Polițiștii urmează să stabilească cauzele exacte ale producerii accidentului și dacă evenimentul rutier s-a produs pe seama condițiilor meteo nefavorabile sau din cauza vitezei excesive. În urma testării cu aparatul alcool test a rezultat că șoferul bielorus, care se afla la volanul tirului care a lovit microbuzul, nu a consumat băuturi alcoolice. Peste 250 de amenzi și 10 de permise de conducere reținute pentru depășirea vitezei legale, conducere sub influența alcoolului. Așa arată bilanțul acțiunilor desfășurate de polițiștii vâlceni săptămâna trecută pentru verificarea legalității transporturilor rutiere de persoane și mărfuri. Polițiștii din cadrul serviciului rutier au verificat peste 290 de autovehicule destinate transportului public de persoane cu capacitatea de transport mai mare de 8 plus 1 locuri și autovehicule destinate transportului de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. Valoarea totală a amenzilor depășește 60.000 de lei. Printre cei sancționați s-au numărat 67 de tiriști, dar și șoferii unor firme de transport persoane. Polițiștii rutieri au aplicat peste 250 de amenzi contravenționale cu o valoare de peste 63.000 de lei, 122 dintre acestea fiind pentru depășirea vitezei legale. De asemenea, au reținut și 29 de permise. Printre cei prinși în offside, s-au numărat 2 șoferi din Râmnicu-Vâlcea care împreună au primit o amendă în valoare de 9.000 de lei. Cei doi au fost prinși circulând cu o viteză de peste 100 de km pe oră la ieșirea din municipiu. Polițiștii au oprit un autoturism condus de un tânăr de 19 ani din municipiul Râmnicu-Vâlcea care rula cu o viteză de 134 de km la oră.
în localitate, pe un sector de drum unde limita de viteză este de 50 de km pe oră. Polițiștii au sancționat pe tânărul în cauză cu o amendă de 2.900 lei și de asemenea a fost reținut permisul pe o perioadă de 90 de zile. În aceeași zi, pe raza localității Răureni, polițiștii au oprit un autoturism condus de un bărbat din municipiul Râmnicu Vâlcea, care rula cu o viteză de 104 km pe oră, iar la testarea cu aparatul etilotest a rezultat o alcoolemie de 0,24 mg per litru alcool pur în aerul expirat. A fost luată măsura reținerii permisului pe o perioadă de 90 de zile fără drept de conducere și a fost sancționat contravențional cu suma de 4.205 lei. Controlele au fost efectuate conform planului de operațiuni ale Organizației Polițiilor Rutiere din Europa în cadrul campaniei Track and Bus privind activitățile de transport public de persoane și mărfuri. Unul dintre cele mai circulate drumuri din județul Vâlcea, drumul județean 677F, grav afectat de alunecările de teren, a intrat în reabilitare. Drumarii vâlceni au demarat lucrările de consolidare a structurii drumului județean 677F, care face legătura între drumul național 64 și drumul național 65, ce, legând localitățile Șirinea, Sapo, Pești, Roiești, Lădești, Cernișoara, Lăpușata, Furtățești, Valea Mare, Stănești și Bălcești. 677F este un drum județean extrem de important. Cred că este unul dintre cele mai circulate drumuri ale județului Vâlcea. Ne aflăm astăzi la Șirineasa. Este o zonă extrem de afectată de alunecări de teren. Regia Județeană de Drumuri și Poduri intervine în aceste zile și refacem structura drumului. Eu vreau să spun decât atât, că ne ținem de cuvânt, ne facem datoria astfel încât vâlcenii să circule în condiții bune pe drumurile județene și în condiții de securitate. Încă o dată vă spun că ne ținem de cuvânt, am avut o discuție și mulțumesc primarului din Șirineasa pentru faptul că ne este într-un fel partener în acest efort, în logica binelui pentru vâlceni. Eu mulțumesc conducerii Consiliului Județean, domnului președinte, mulțumesc RAJDP-ului. Am spus încă din luna ianuarie, într-o postare pe Facebook și în presă, că în luna mai acest drum va intra în reabilitare. Mă bucur că se face, mă bucur că ne-am ținut de cuvânt. Și încă o dată vreau să mulțumesc președintelui Consiliului Județean pentru că dovedește încă o dată că este un om de cuvânt și atunci când promite ceva sau atunci când noi solicităm ceva, noi primarii, ține cont de solicitările noastre. E bine să se știe că această zonă situată pe drumul județean 677F, cu originea Popești și cu finalul drumului în drumul național DN64, de fapt e un drum foarte important, are trafic extra de aglomerat, identic cu drumul național DN65C sau DN64. Avem acest sector introdus în lucru de două zile, astfel că la sfârșitul lunii iulie vom avea 11 km de drum modernizat. Mai avem în program încă 1,7 km legătura între Șirineasa și Popești până la drumul național 65C și în continuare încă 1,6 km din această poziție, bariera Slăvitești până la drumul național DN64. Domnul președinte a aprobat ieri pentru ședința din 23 mai anul acesta lucrările care se vor executa de către Regia de Drumuri Poduri Vâlcea. Picturile de Cartea Recordurilor din centrul municipiului Râmnicu Vâlcea inaugurate de zilele orașului. Este vorba despre cele 58 de picturi realizate pe panouri fonice de plexiglas de profesorul Adrian Luță. Pagini importante din istoria orașului au fost transpuse cu multă îndemânare pe panourile stradale unice în lume. De asemenea, viața cotidiană a înaintașilor a fost redată într-un mod care surprinde plăcut ochiul iubitorilor de frumos. Opera de artă stradală se întinde pe câteva sute de metri de-a lungul uneia dintre cele mai circulate artere din Râmnicu Vâlcea. Lucrarea este unică nu doar prin mărime și materialul utilizat, ci și prin cromatica abordată și simbioza dintre pictură și grafică. În plus, pictorul dă asigurări că lucrările sale vor dăinui cel puțin 80 de ani. De prima pictură pe plexiglas din întreaga lume, s-au mai făcut picturi, dar cu grafiti niciodată în culoare în ulei. Eu practic tot ce vedeți dumneavoastră aici este făcut manual, numai cu pensula și cu culorile procurate cu ajutorul primăriei. Ce am făcut aici, am făcut o lucrare care va ține aproape 80 de ani, deci are o garanție foarte mare. Am avut grijă să tratez panoul foarte bine și, ce să zic, sper să trăiască, să țină chiar mai mult de 80 de ani, 100 de ani, cum ar veni. Sunt extra de încântat de ceea ce a făcut domnul profesor. Vreau să-i mulțumesc sincer, vreau să-i mulțumesc pentru faptul că și prețul a fost mic, raportat cu munca teribilă pe care a depus-o.
și vrem să extindem acest lucru la propunerea dumnealui. Vrem, deja am primit o veste foarte bună, că ar fi obținut avizul de la CFR în așa fel încât gara să fie pictată și am schimbat aspect total. După aceea vreau să-i fac o propunere și o fac acum în direct. Aș vrea ca punctele trafo și punctele din electrice care sunt în oraș, după ce vom lua avizele necesare, să poată fi toate pictate, să dea o atmosferă așa caldă. V-am spus că, și uitați, acum am și de promisiune, Râmnicul se schimbă în sensul dorit de noi, oamenii sunt deosebit de încântați de felul cum arată municipiul Râmnicul Vâlcea. Printre cei care s-au bucurat să admire picturile stradale unice în lume, s-a numărat în aceste zile și celebrul cântăreț Cezaru Atu. Eu pe aceste meleag vreau copilărit, nu foarte multă lume știe. Noțiunea aceea de a te duce la țară, cum se spune, nu? Pentru mine era extrem de importantă în copilărie și tot acest concept se întâmpla aici, pe meleagurile Râmnicului și în Oltenia, pentru că eu jumătate din partea mamei sunt și oltean. Adică am copilărit foarte mult la Orlești, la Vâlcea, Drăgășan și toată zona asta care mi este foarte dragă. Felicitări! Chiar este nu neapărat de cartea recordurilor, ci de un nivel din punct de vedere cultural și intelectual de înaltă ținută. Și felicitări artistului, pentru că l-am cunoscut, un băiat extrem de talentat, și felicitări vouă, pentru că este o plăcere și îți bucură retina, să zic așa, când treci pe aici să vezi o asemenea operă de artă. Panourile stradale din Râmnicul Vâlcea ar putea intra în cartea recordurilor în această vară. Tot atunci va fi omologată și cea mai mare icoană pe sticlă din țara noastră, lucrarea realizată de același pictor. Este vorba despre un triptic, un ansamblu compus din 3 panouri de sticlă, având în total 8 metri înălțime și 6 metri lungime. La sfârșitul lui iunie, începutul lui iulie vor veni și delegația, am vorbit cu ei, am trimis documentația și mi-au aprobat-o și urmează acum să stabilească comisia care va veni în România să omologheze. E gata și icoana? Icoana este în proporție de 80% finalizată și urmează acum rămarea și după expunerea. Voiam să vă întreb ce impresie v-au lăsat. În primul rând, sunt foarte frumoase și o muncă deosebită a depus domnul care le-a pictat. Sunt convinsă că în timp vor atrage foarte mulți turiști și chiar am putea să îi dăm o denumire. De ce nu strada panourilor sau strada picturilor? Știți că vrea să intre în cartea recordurilor cu ele? Da, știu. Evident, este un plus pentru orașul nostru dacă ar intra în cartea recordurilor. Mi se par foarte frumoase picturile. De asemenea, țin să îl felicit pe domnul primar și pe cel care a realizat aceste picturi. E prima oară când vin să le văd de aproape și sper să fie păstrate așa, pentru că chiar o să fie un punct de atracție al orașului nostru. Ideea realizării acestor picturi a venit de la Primăria Râmnicului după ce s-a constatat că porumbeii se izbesc de panourile transparente amplasate pe podul din centrul orașului. În plus, datorită cromaticii alese de pictor, panourile vor fi mai vizibile și pentru șoferi. Vâlcenii și turiștii care ajung în stațiunea Călimănești vor putea vizita de acum înainte primul muzeu al armelor din județul Vâlcea. Expoziția cuprinde de la puști cu fitil, lunete și până la pistoale occidentale și orientale, provenind din perioada medievală și până în cea contemporană, ce aparțin patrimoniului Muzeului Național Brukenthal din Sibiu. De asemenea, în noul muzeu au fost expuse și prototipuri de vase de sticlă confecționate la fabrica din Avrig. Aceste obiecte au fost confecționate în Sibiu și în ateliere transilvanene și au fost folosite de brestele orașului Sibiu pentru apărarea orașului. Știți că Sibiul în secolul XIII era al treilea oraș ca număr de brestele din Europa. În timp, bineînțeles, statutul s-a scăzut, dar din cauza faptului că Sibiul a fost o forță, numărul de brestele era de 13 în 1367. Orașul a fost atât de intens apărat încât nu a fost cucerit niciodată de către turci. La un moment dat, aceste arme au fost colecționate de către Calgos, care a constituit arsenalul și camera de arme a orașului Sibiu. A fost o expoziție care a fost organizată în turnul Sfatului Sibiului și care a funcționat de la 1878, iar apoi a fost transferată în perioada comunistă Muzeului Național Brukenthal. Acum piesele sunt expuse la Călimănești, într-o expoziție care va funcționa cel puțin în momentul de față până în 31 decembrie 2019, însă sperăm că vom continua colaborarea și în anii care vor urma. Avem muschete, avem arme cu cremene, arme cu fitil, arme cu capse,
și arme cu glonț. Am încercat să facem pe rastelul din față o tipologie a armamentului din zona noastră, dar și a Sibiului. Este vorba despre armele de secol 15-16 până în secolul 20. De la arme, așa cum am spus, care se încărcau cu vergeaua și cu praful de pușcă turnat în recipient special și până la armele cu glonț din contemporaneitate. Legat de păsări, așa cum vedeți și dumneavoastră, ele sunt aduse de pe tot arealul țării noastre, dar și din Europa și din zone mai îndepărtate. Iar despre partea industrială, nu pot să vă spun decât că reprezintă ce a fost mai bun în perioada medievală și contemporană, modernă și contemporană în zona centrală a Ardealului. Este vorba de sticlăria, fabrica de sticlă de la Avrig. Aceste piese pe care le vedeți expuse sunt toate prototipuri. Nu se dădea bun de produs decât după ce prototipurile erau aprobate. Iar prima piesă care a întrunit perfecțiunea era declarată prototip. Hârtiile pe care le vedeți pe ele, de fapt, sunt codurile de prototip. Muzeul Armelor funcționează în pavilionul B al complexului expozițional de la Seaca și este rezultatul unui parteneriat încheiat între Muzeul Județean Aurelian Sacerdoțeanu Vâlcea, Muzeul Național Bruchental Sibiu și Consiliul Local Călimănești. Ideea ne-a venit în urma unei discuții pe care am avut-o cu managerul Muzeului Național Bruchental, care a făcut o afirmație că la Seaca există acele pavilioane care nu sunt folosite. Eu știam că multe dintre ele au intrat deja în circuitul economic, sunt închiriate firmelor private și am spus numai să fac o discuție cu primarul din Călimănești, cu domnul primar, să-l întreb dacă poate să ne dea un pavilion cu titlu gratuit ca să organizăm acolo un muzeu. Domnul Sabin Adrian Luca, de la care a pornit această idee, a fost foarte încântat în urma telefonului pe care l-am dat și i-am spus că am obținut acest pavilion. Discuția cu domnul primar s-a purtat în felul următor. I-am spus, noi am deschis muzee și în Drăgășani și în Govora, am reușit să acoperim cam tot arealul județului Vâlcea și, din păcate, pentru zona de nord nu suntem prezenți. Haideți să facem un muzeu la Seaca, pentru că dacă dumneavoastră aveți 200.000 de turiști anual, dacă eu reușesc din aceștia să capacitez în muzeu 10.000, 5% din ei să viziteze muzeul, să plătească biletul de intrare, atunci automat voi face rost de fonduri pentru acoperirea cheltuielilor. Apoi discuția a avut loc cu domnul vicepreședinte Adrian Bușu, care a fost de acord cu propunerea noastră. Pentru această expoziție, atât angajații Muzeului Național Bruchental, cât și cei ai Muzeului de Istorie Aurelian Sacerdoțeanu au lucrat la foc continuu, timp de câteva luni. Cât ați muncit pentru amenajarea acestui muzeu? Cred că în situația asta nu putem să măsurăm timpul, ci implicarea, odată afectivă, odată profesională, ca de fiecare dată și eu și colegii mei înțelegem când e o urgență și, cum spuneam, ne-am lipcat și afectiv și profesional. Pentru mine, și mă apropii de vârsta când de pensionare, dar probabil că voi fi în continuare legat de... E așa ca neapărat un cununare, dar încă un reper profesional împlinit. E vorba de muncă multă, multe persoane implicate, multe departamente implicate. E greu de spus, fiindcă atunci când este vorba de patrimoniu, munca este continuă. De la monitorizare, la punerea în valoare, este o muncă foarte, foarte mare și, să zic așa, mai multă pasiune decât remunerație. Până în luna octombrie, Muzeul Armelor de la Seaca poate fi vizitat zilnic în intervalul orar 10-18. Începând cu luna noiembrie, cei interesați pot vizita expoziția începând cu ora 9 și până la ora 17. Premieră mondială pe scena teatrului Anton Pan. Vineri seara, în prezența scriitorului francez Pascal Bruckner, a avut loc premiera mondială a primei sale piese, Crăciunul președintelui. Din dorința ca spectatorii să intre în atmosfera piesei înainte de a păși în sala de spectacole, Octavian Costin, directorul interimar al teatrului Anton Pan, a gândit ca foaierul teatrului să devină un spațiu de tranzit către scenă. Pentru a realiza acest lucru, i-a propus Mirelei Trăistaru, scenograful piesei Crăciunul președintelui, să-și prezinte înainte de începerea spectacolului expoziția sa de pictură. Mirela Trăistaru fiind un artist complet, nu doar scenograf, ci și fotograf și pictor. Nici nu știu cum să o prezint, pentru că e foarte complexă și mă pune în dificultate de fiecare dată, pe lângă faptul că mi-este prietenă. Să o numesc pictoriță e puțin, să o numesc scenograf e puțin. E un artist complex care caută, atât în arta plastică, cât și în scenografie, cât și în fotografie. Mirela Trăistaru este un om cu care am realizat până acum câteva spectacole care
au reprezentat ceva important pentru teatrul contemporan. Este unul dintre scenografii care reușește prin simplitate și prin concept să vină cu un univers atât de generos și totodată periculos pentru spectator, pentru că îl lasă să intre în spațiul ei de creație. Se întâmplă la rând cu Vâlcea, pentru că ăsta e un spațiu pregătit să absoarbă diversitate culturală și mesaje de acest tip. Nu uităm niciodată și sper să nu uităm nici cei care vin, că ăsta e locul în care s-a format limba română, în care s-au scris primele cărți în limba română. Ăsta e locul care a generat identitate pentru spațiul cultural și spațiul național în ansamblul lui. Și există un fel de memorie a locului care, chiar dacă nu este explicită, chiar dacă nu este evidentă, prin subteran ea funcționează și se manifestă și se afirmă. Acum avem cel puțin trei coduri culturale care sunt sintetizate într-un singur moment. Avem piesa de teatru pe care Chris Simion a regizat-o, avem prezența scriitorilor care sunt la Festivalul de Literatură de la Râmnicu Vâlcea, avem arta plastică și care nu este doar artă vizuală în sensul consacrat al cuvântului a Mirelei Tristaru, și avem și prezența exemplară a unei figuri mitologice a lumii culturale contemporane, care este Pascal Bruckner. Este greu de găsit simultan un alt loc cu asemenea densitate de evenimente. Ce face Mirela Tristaru în general? Aș vrea să remarc mai întâi faptul că ea nu este un creator abstract. Nu este un pictor de jocuri gestuale, de imagini mentale și de propuneri șocante pentru un privitor mai mult sau mai puțin prevenit. Ea se apropie de teatru prin ceea ce face și prin faptul că ea creează personaje. Și creează personaje care, la rândul lor, transmit mesaje, creează atitudini, generează sensuri. Personajele ei sunt compatibile cu personajele din teatru, numai că ea vine din acea perspectivă pe care o discutau la vremea lor Lessing cu Winckelmann, ce înseamnă o secvență vizuală dintr-un discurs gestual. De ce se încremenește la un moment dat imaginea în arta plastică și ce înseamnă încremenirea respectivă în ansamblul discursului. Ei, Mirela Tristaru sugerează tocmai această încremenire semnificativă a personajelor, încremenirea într-un gest fundamental, și găsim aceste sensuri, aceste mesaje pe care ea le transmite atât în imaginile care sunt panotate în acest spațiu, cât și în cele de sus, care trimit la lumea lui Radu Afrin, deci tot la lumea teatrului. Dincolo de personaje, ea creează scene, creează ambianțe, pe care le putem numi scenografice, dar ele sunt mai mult decât scenografice, sunt forme de cuprindere a unor existențe multiple. Teatrul Anton Pan vă așteaptă să vizionați spectacolul Crăciunul Președintelui, piesa scriitorului francez Pascal Bruckner, pusă în scenă de regizoarea Chris Simion și a cărei scenografie este realizată de Mirela Tristaru. Uniunea Artiștilor Plastici Vâlcea a marcat sâmbătă 18 mai Ziua Artelor Vizuale prin vernisarea mai multor expoziții. Primul vernisaj a avut loc la Galeriile Artex, unde pe simeze au fost expuse tablourile care fac parte din expoziția 17 pentru Rotonda Valahă. Deschidem expoziția noastră de astăzi. Cadrul salonului astăzi este sâmbătă Ziua Artelor Vizuale. Cum
v-am spus la început, de când am conceput acest proiect, Salonul Național de Literatură și Artă, Rotonda Proprii, aflat acum, iată, la a noua ediție, am spus că nu se poate concepe un festival de literatură fără a te gândi și la arta culorii. Deci cuvânt și culoare. Cea mai frumoasă metoară. Cuvânt alături de culoare. Sunt prezent, așa cum spunea domnul Bacu, 17 artiști, presimeze. Am adăugat în data aceasta și un artist care se exprimă tridimensional, e vorba de ceramista Irina Ionescu, colega de-a noastră, foarte talentată și eu cred că dacă au fost curți, au fost să fie și ceramici și decoratori și spre binele evenimentului acesta, pe care sper că îl ducem cât mai mult încolo și cu prezența dumneavoastră de fiecare dată, să reușim unul să înnobilăm șirul acestor evenimente cu evenimente de reală anvergură artistică, cu artiști valoroși care se ilustreze, iată și Rotonda Valahă. Așa cum spunea domnul Barbu, unii au făcut-o, alții sunt în pregătire și e bine că se întâmplă lucrul acesta. De la galeriile Artex s-a mers în pasaj la galeriile Cozia, unde s-a venisat a doua expoziție, Măiastrele, expoziție omagială a pictorului Tudor Meiloiu. Este o expoziție omagială. L-am invitat de mai multe ori la Revoluția și la Rotonda Valahă, la Salonul Național. Cu el am deschis Rotonda Valahă, numărul 1, dintr-o 100.000 de pictori. Dacă el pune o lucrare, îți dai seama că este Tudor Meiloiu. Și omul ne te-ai duce pe club, vei găsi o lucrare de-a lui și îți dai seama că este Tudor Meiloiu din România. Ideea aceasta de a completa evenimentele de fermitajele cu muzică a venit mai demult atunci când am început să ne înconjurăm de pianine în toate spațiile pe care le dețin. După câte vedeți, noi administrăm trei galerii prin grija bunăvoința primăriei Râmnicului. Ceea ce vedeți în această expoziție este o selecție dintr-un ciclu din ultimii ani, din perioada acestor măestre, le spun eu, nu știu dacă și dânsurile zicea la fel. Exact. Exact. Spiritele noastre se întâlnește. Și mie mi se pare extrem de interesant faptul că acest motiv al păsării măestre, acestei păsări măestre, este preluat și dus în diferite forme, în diferite genuri de reprezentare. Aici se pun probleme complicate de compoziție, de rezolvare într-un mod special al spațiului compozițional. Mi se pare că aici, în toate compozițiile pe care Tudor Meiloiu le realizează, găsim elemente din foarte multe direcții care au fost importante pentru pictura mondială, ca să spun așa. Avem elemente de art, acolo unde elementele de tip zoomorf se întrepătrund cu cele din zona antropomorfă, elemente vegetale, așa cum spuneam, care sunt preluate și prelucrate în mod decorativ, stilizate, trecut peste bariera aceasta a vizibilului. Pictorul cu suflet de copil ilustrează fascinația zborului maestos al păsărilor în această expoziție unitară, echilibrată prin toată gama de culori, regăsindu-se totuși și tablouri pictate doar în alb și negru. Maratonul artelor vizuale s-a încheiat cu expoziția Văzute nevăzute a sculptorului și pictorului Doru Drăgușin. În lanțul de expoziții sau, cum i-a zis, digital, expoziție după expoziție, astăzi ziua artelor vizuale. Iată, deschidem a treia expoziție
doua însă o magială. Expoziția Doru Dragușin, pictor și sculptor. Am spus, eu i-am zis în programul nostru, culoare și formă. Expoziția îmi place foarte mult și m-am panicat degeaba, îl felicit pe Doru. Și mă surprinde nu partea tridimensională cu care am obișnuit, îi cunosc lucrările, începând de la lucrările astea mici care sunt schițe până la lucrări mari, monumentale. Eu sunt surprins în modul cel mai plăcut de desenele care sunt panotate într-un mod special, nu este o noutate genul ăsta de panotare, dar dă foarte bine aici. În primul rând că astupă partea aia care pe mine mă enervează teribil, deși eu sunt fanul handball-ului Vircean. Dar cel mai tare mă surprinde pictura. Pictorul Doru Drăgușin acum îl descoperă în toată splendoarea lui. Nu vreau să vorbesc despre sculptură, aș vrea să vă atrag atenția asupra acestor picturi care sunt extraordinare. Deci este clar că desenul de sculptor este unul foarte special. Asta mi-amintește de Marcel Guguianu, de desenele în general ale sculptor. Artiștilor sculptor, da, care vin cu o vigoare, cu robustețe, cu studiu cu aprofundat, dar aici deja avem un pictor și eu vă recomand pictorul Doru Drăgușin. Expoziția arată bine și îi mai întoarcem din drum pe cei care s-au obișnuit cu rigoarea și cu lucrurile sau cum să, cu un lucru bine făcut. Este, iată un lucru bine făcut. Ar trebui să înțelegem că trebuie neapărat să împărțim iubirea. Asta ne-am spus și asta au prins-o și ea de la televizor și au dat-o, că a fost un film și au dat. Și oamenii să încheie sau să termine sau să înceapă să înfrâneze unele răutăți, unele invidii, unele probleme de existență, pentru ca să putem evolua. Suntem un popor frumos, cum am putea spune chiar, cum a zis Papa Paul al doilea când a coborât și a sărutat pământul românesc, că este grădina Maicii Dumnezeu. Și să putem ca țara asta să o ajutăm de la mica generație care și eu încerc să-i ajut, să-i învăț să deseneze, că și eu am învățat de la alții, pe la Casa Pionerilor, și mi-am făcut chiar la Roșero, prin casa bătrânească, niște spații pentru ca să-i chem pe copii și să-i învăț. Lucrul ăsta l-am făcut și la Paris, l-am făcut și la New York, și la Bruxelles. Îi învățam pe oameni, unii au uitat să cioplească. Numai în sculptura nu mai cioplesc oamenii, că e muncă grea. Și atunci au preferat să toarne, să facă. Și o tradiție frumoasă asta, pe care n-ar trebui să se piardă. Și e adevărat, ca să cioplești, trebuie să înveți să și desenezi. Și dacă desenezi, vine simplu și... Vă mulțumesc că ați venit! Prin împarutarea inedită, dar și prin influența brâncușiană, care se regăsește atât în sculpturile, cât și în picturile expuse în Galeria Pasaj Cozia, pictorul își dorește ca trecătorii să-și oprească măcar pentru o clipă privirile asupra operelor sale. Astăzi debutează etapa cu numărul 19 din Liga a 5-a Vulceană la fotbal, Seria Nord. Bun găsit de la Măldărești! Aici, unde ocupanta locului al doilea în clasament, Forestierul Romani, primește vizita echipei Cernacopăceni, formație situată pe poziția a 8-a. Întâlnirea va fi condusă la centru de Elena Alisa Neață, ajutată la cele două linii de Alexandru Florian Idu și Dumitru Mihnea Roman. În turul campionatului, forestierii s-au impus în deplasare la Copăceni cu 4-0. Gazdele, acum în atac, au finalizat cu succes o primă acțiune purtată pe partea stângă de Bogdan Bulacu, cel care l-a întors de două ori pe fundașul Alin Pirici, a șutat la colțul lung și a deschis scorul. Același Bulacu, servit ideal de Gheorghe Bodescu, și-a trecut în cont dubla și a stabilit rezultatul pauzei, 2-0. La puțin timp, de la startul actului secund, oaspeții au redus din handicap în urma unei centrări trimise în fața porții de Andrei Corban și finalizată de Bogdan Enea. 10 minute
minute mai târziu, Bodescu l-a servit pe Radu Simtea, care nu putea să rateze și gazdele au refăcut avansul de 2 goluri. La un corner executat de Bodescu, Ion Ciocârlan a întors balonul în fața porții, acolo unde, venit în viteză, Bulacu și-a trecut în cont a 3-a reușită personală și a 4-a a forestierilor. Ultimul gol al întâlnirii a aparținut tot gazdelor în urma unui șut al lui Cătălin Motreanu, care l-a învins pe golkeeperul Nicolae Ciochină și a stabilit rezultatul final, forestierul Romani Cerna Copăceni 5-1. O victorie care vă menține la un punct de primul loc. Ce ne poți spune despre meciul de azi? Meci bun. Felicitări colegilor mei, felicitări echipei. Ne-a lipsit câțiva jucători de valoare. S-a văzut puțin. Dar am reușit să câștigăm și meciul ăsta, să facem un fotbal frumos, un joc frumos. Felicitări și adversarilor care au prestat și un joc cât de cât bun. Urmează derbiul de la Sălătrucel. Da, un meci greu, mai ales și cu publicul și cu toată atmosfera de acolo. Un meci greu pentru noi, sperăm să fim cât mai buni, să jucăm cât mai bine. Și... Cum a fost pentru dumneavoastră meciul de azi? Deosebit de greu, am fost o echipă tânără, dar ne-am dorit să câștigăm și asta s-a întâmplat. Urmează derbiul de la Sălătrucel. Da, noi sperăm să câștigăm. Acum va fi mult mai greu ca aici. La acest meci l-am așteptat cu foarte mare interes, dovadă că și băieții și-au dat toată silința să facă un joc bun. N-am avut, îmi pare foarte rău că n-am avut în lot 4 jucători, care unul suspendat, iar 3 motivați din probleme personale. Acest rezultat ne menține pe podium. Încercăm ca etapa următoare să, în deplasare să putem învinge și să ne menținem pe primul loc. Aș vrea să le mulțumesc băieților pentru devotamentul de care au dat dovadă și aș vrea să mai adaug, poate ne urmăresc și ceilalți delegați de echipe, având în vedere că săptămâna viitoare, pe 24, avem adunarea generală de alegeri. Aș face un apel la toți delegații de echipă să nu țină cont de culoarea politică, ceea ce e grav în fotbalul județean, că politica își face loc în fotbalul și impun unii candidați care nu prea au nimic comun, adică nu au dat pentru fotbalul vâlcean mai mult nimic, nu au făcut nimic decât au beneficiat după urma fotbalului. Mă refer și la ceilalți candidați care sunt în lupta pentru președinție. Vin cu această mare rugăminte ca toți delegații de echipe să aleagă cel mai competent și cel care a făcut ceva pentru fotbalul vâlcean. Nu să dau nume pe cine să voteze, rugămintea mea personală, dacă țin la fotbalul vâlcean și vreau să mențină în continuare cu numărul de echipe, probabil au văzut în programul celui mai competent președinte, care aș dori să fie ales, că nu vor crește taxele și baremurile în ultimii 4 ani de zile pe mandatul pe care el îl va ocupa, ceea ce aș dori cu foarte mare ardoare să fie câștigător în lupta pentru președinția JF-ului. Le mulțumesc tuturor celor care și eu aș îndemna să vină la adunarea generală ca să putem face forumul pentru alegeri și să dea dovadă de multă, multă capacitate de a decide pe cine să aleagă președinte. Mulțumesc mult de tot, le doresc la tuturor delegațiilor de echipă multă sănătate. În etapa următoare, forestierii se deplasează la Sălătrucel pentru derbiul cu lidera Alutus. Atât de la Măldărești pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Deaconescu și Paul Mocanu. Bravo! A
Astăzi vom cunoaște 4 echipe angrenate în lupta pentru supremație și medalii în voleiul feminin românesc, Divizia Speranțe. Bun găsit de la Sibiu! Aici unde, timp de 4 zile, cele mai bune 8 echipe din țară s-au întrecut pentru a prinde careul de ași al turneului final derulat în organizarea Clubului Sportiv Școlar din localitatea situată pe malul Cibinului. După un meci maraton, echipa gazdă a pierdut în 5 seturi, semifinala cu CSS Târgoviște și astăzi, în ziua a 5-a, speră să obțină treapta a treia a podiumului. Aceeași țintă are cu siguranță și juvenil Nicolae Titulescu Brașov, formație care în penultimul act a pierdut în 3 seturi partida cu CSM București. Așadar, vom asista la finala mică, întâlnire decisivă pentru stabilirea echipei care va intra în posesia medaliilor de bronz. Ambele formații au acces în semifinale după ce s-au clasat pe poziția a doua în grupele în care au fost repartizate. Brașovencele, în echipament alb-roșu, au pierdut în fața echipei din Târgoviște, dar s-au impus în jocurile cu Lugoj și Timișoara, cu 3-1, respectiv 3-0. De partea cealaltă, sibiencele au pierdut în fața campioanei CSM București, dar au trecut de cele două echipe din Moldova, CSS Bacău și Penicilina Iași. Așa se face că cele două eterne rivale pregătite de Marius și Dan Gheorghiță Sibiul, Monica Salcău și Viorel Raicu Brașovul, s-au duelat pentru bronzul național. Jucând așadar pe teren propriu, sibiencele s-au impus la capătul primului set cu 25-12. Actul secund a fost mult mai echilibrat, dar finalul de set a aparținut formației gazdă, care a câștigat la 19. Cam pe aceleași coordonate s-a derulat și set al treilea, care avea să fie ultimul al întâlnirii, pentru că Sibiul s-a impus și a cucerit bronzul. Cu aurul pe masă, asta se poate spune despre partida care va stabili noua campioană a României. Rămâne de văzut dacă titlul național va ajunge la Târgoviște sau în capitală. Campioana CSM București, în echipament galben-negru și adversara sa din Târgoviște, câștigaseră fără probleme jocurile din grupe. Reprezentanta capitalei s-a impus lejer în semifinala cu Brașov, în timp ce Târgoviște a tremurat serios până să prindă marea finală, pentru că Sibiul a condus cu 2-1 la seturi, dar în cele din urmă oaspetele au întors rezultatul. Bucureștencele au dovedit încă o dată că își merită titlul de campioană și au respectat blazonul și s-au impus în 3 seturi, doar în ultimul având ceva emoții spre final, când scorul era egal 22. Aurul pleacă așadar în capitală, la Târgoviște ajunge argintul, bronzul rămâne la Sibiu, în timp ce juvenil Nicolae Titulescu Brașov completează acest veritabil careu de ași. Ce poți să ne spui despre acest turneu? Acest turneu a fost unul frumos, mă bucur că am ajuns în primele 4 din toată țara, am muncit pentru acest loc și mă bucur că ne-am atins scopul. Acest turneu a fost unul foarte greu, însă frumos, ne-am luptat pentru orice punct și mă bucur chiar și de locul 4 pentru că este un loc foarte bun. A fost un turneu greu, tensionat și ne-am luptat pentru orice punct. Un campionat greu, cu meciuri grele, dar ne bucurăm că am reușit măcar pe locul 4 să ajungem. Acest turneu a fost un turneu frumos, chiar dacă ne-am clasat pe locul 4, este un loc foarte bun pentru noi și sunt foarte mândră de colegele mele. A fost un turneu frumos, dar în același timp și greu. Mă bucur că am ajuns aici, dar știu că se putea și mai bine. Păi, mă bucur că am participat la acest turneu. Îmi pare rău și îmi cer iertare fetelor că am avut greșeli, dar le-am și ajutat cum am putut și sunt mândră de noi că am ajuns până aici. A fost un turneu foarte frumos și mă bucur că am luat locul 4, pentru că este un loc foarte bun și am reușit să fim o echipă. A fost un turneu foarte dificil în care toate am învățat multe lucruri noi și suntem mândri că am ajuns locul 4. Sunt foarte fericită că am reușit să ajungem pe un loc cât mai sus, când nimeni nu credea în noi. Sunt extrem de fericită că am reușit să luăm locul 4, doar că, din punctul meu de vedere, ar trebui să lucrăm mult mai mult la lucrurile în echipă și la comportamentul nostru față unele de celelalte.
Am jucat niște meciuri foarte grele cu niște echipe foarte bune. Ne bucurăm că am reușit să ajungem în locul 4, dar se putea și mai bine. Anul viitor o să fim mai pregătite și o să vrem să luăm locul 1. Câteva concluzii despre acest turneu. Acest turneu de la Sibiu, turneul final de speranțe de la Sibiu, un turneu foarte bun, un turneu în care am avut jocuri frumoase, bune, un turneu în care noi, Juvenil Brașov, am terminat pe locul 4. Eu sunt mândră de acest loc, de aceea și felicit întreaga echipă, toate fetele, pentru că este munca lor. Se putea și mai bine, dar nu avem de ce să dezamăgim și nu avem de ce să dăm în spate, pentru că avem copii frumoși, avem copii tineri care pot face performanță. De aceea, în toată această activitate a noastră pe care am avut-o, și turneul final de cadete, și turneul final de speranțe, chiar și turneul final de minivolei care îl vom avea săptămâna viitoare, ne-a adus aici, pentru că acei oameni care sunt lângă noi, doamna Ileana Nicolae, domnul Florin, domnul Dan Pahoiu și toți ceilalți oameni de bine pentru sportul juvenil, sunt alături tot timpul de noi, ne ajută, ne sprijină, totodată nu numai ei, și foarte mulți părinți care sunt pe lângă noi și care permanent sunt alături de noi, ne sprijină, ne încurajează și ne dă o putere. Sunt un om fericit, sunt un om care mă bucur pentru ceea ce am realizat noi, Clubul Juvenil, și de aceea eu, antrenor Monica Salcău, președintele Raicu Viorel, mulțumește tuturor sponsorilor care ne-au ajutat, tuturor părinților care ne-au susținut. Eu, în mod special, mulțumesc fetelor pentru ceea ce au făcut și fac în continuare pentru Clubul Juvenil. Acest an competițional 2018-2019 pentru clubul nostru, un club care rezistă din sprijinul părinților și a celor care ne ajută, a fost un an competițional foarte bun. Un an competițional în care am putut realiza 3 turnee finale. Un an competițional în care, de la cea mai mică până la cea mai mare, ne-a adus satisfacție și bucurie. Locul 6 la cadete e o bucurie și o satisfacție, pentru că e foarte bine. Locul 4 la speranțe, iarăși, este un lucru foarte bun. Sunt mândră de acest lucru, le felicit pe fete, pentru că am pornit la drum cu vreo 50 de echipe. Să fim în primele 4 din țară este foarte bine. Să fim în primele 4 cu fetițe din categoria de minivolei și speranțe, iarăși este un lucru foarte bun. Iar săptămâna viitoare, la turneul final de minivolei, Dumnezeu va fi poate cu noi și poate vom reuși și mai mult. Încă o dată mulțumesc părinților, mulțumesc tuturor celor care sunteți cu noi și vă mulțumim dumneavoastră, dragi sponsori, și așteptăm, că suntem totuși un club care avem nevoie pentru copii de sprijinul dumneavoastră. Haideți să ajutați sportul juvenil și mai ales Clubul Juvenil Brașov. Așa a decurs spectacolul sportiv oferit de speranțele voleiului feminin românesc. Atât de la Sibiu, pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Daconescu și Paul Mocanu.